Pompierii mehedințeni au desfășurat activități de informare și educare preventivă în instituțiile de învățământ menite să conștientizeze elevii și cadrele didactice cu privire la modul de comportare ce trebuie adoptat înainte, pe timpul și după producerea unui astfel de eveniment pentru evitarea pierderilor de vieți omenești. Cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au desfășurat lecții deschise, dar și exerciții de alarmare în cazul producerii unui cutremur. Din punct de vedere al riscului la cutremur, județul Mehedinți se încadrează în zona 3, având convingerea că o populație informată va fi mai bine pregătită pentru a face față unui eveniment neprevăzut. Acționând eficient și ajutând la restabilirea stării de normalitate, facem apel la cetățeni să respecte regulile și măsurile care se impun în situația producerii unui seism. Pentru a comemora 44 de ani de la devastatorul cutremur din 1977, în care mii de persoane au fost rănite, peste 1500 pierzându-și viața, cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au desfășurat activități de informare și educare preventivă în unitățile de învățământ, menite să conștientizeze atât elevii cât și cadrele didactice cu privire la modul de comportare ce trebuie adoptat înainte, pe timpul și după producerea unui astfel de eveniment. În situația producerii unui cutremur, recomandăm cetățenilor să-și păstreze calmul și să liniștească persoanele din jur. Totodată, să nu încerce să părăsească locuința și să se protejeze sub o grindă, un toc de ușă solid, un birou sau o masă suficient de rezistente pentru a-i feri de căderea de obiecte, iar dacă nu au această posibilitate, să încerce să se ghemuiască lângă un perete de rezistență, mâinile împreunate deasupra capului, departe de ferestre care se pot sparge și pot accidenta. Ziua de 4 martie dă fior românilor la peste 4 decenii de la marele cutremur din 1977, când țara a fost guduită cu o magnitudine de 7,3. 56 de secunde a durat cutremurul din 4 martie, iar onda de șoc a dus la prăbușirea peste 30.000 de locuințe din întreaga țară.